Salutare tuturor celor care mă urmăriți! Bună ziua, dragi gospodine! Am pregătit astăzi o babă după o rețetă nouă, rețeta bunica.md. Un deliciu, dragile mele! Moale și puhăvă de te scufunzi în ea! În primul rând vom pregăti o caramelă din zahăr și lapte. Deci într-un vas cu pereții groși vom pune 125 de grame de zahăr și îl vom topi. Focul trebuie să fie mic. Amestecăm în continuu pentru ca să nu avem cocolașe. Atunci când zahărul s-a topit, adăugăm 100 ml de lapte. Amestecăm în continuu până zahărul s-a dizolvat complet. Stingem focul, lăsăm puțin caramela să se răcească și mai adăugăm 250 ml de lapte. Caramela este gata și trecem la următoarea etapă. Într-un vas curat și uscat, punem 6 ouă, 125 de grame de zahăr, 10 grame zahăr vanilat și timp de 5 minute le batem cutelul. Ouăle sunt gata bătute. Trecem la următoarea etapă. Într-un vas curat și uscat, punem 230 grame de făină cernută, 10 grame de bicarbonat de sodiu, amestecăm, tot aici adăugăm 200 ml de ulei de floarea soarelui rafinat și bine, bine, vom omogeniza toate ingredientele. Adăugăm caramela și iarăși amestecăm. Dacă vedem că în aluatul nostru pentru babă nu avem cocolașe, la final adăugăm ouăle bătute. Iar acum este momentul cel mai important. Avem grijă ca ouăle să fie bine incorporate în celelalte ingrediente, adică să nu avem cocolașe și încet cutelul batem toată compoziția încă 5 minute. Aluatul pentru babă este gata. Eu am folosit un ceun de 2 litri și jumătate. Am uns vasul cu untură, l-am tapetat cu făină, am pus aluatul pentru babă în el și l-am pus în cuptor. De data aceasta, eu nu am învelit ceunul în folie de aluminiu. Puteți pune o bucată doar sub ceun. Punem capacul și atât. Baba s-a copt în cuptor 2 ore. O oră, baba s-a copt la 180 de grade Celsius, iar o oră la 150 de grade. Preîncălzim cuptorul din timp. Porționăm baba când este caldă. Iată așa arată felie de babă. Eu sunt foarte mulțumită de rezultat, deoarece baba mea are multe, multe găuriele, ceea ce vorbește despre faptul că ea este reușită. După cum ați văzut, dragi gospodine, procesul pregătirii sau preparării babei mele este unul foarte ușor. Ingredientele sunt foarte simple. Eu m-aș bucura mult dacă ați aprecia rețeta mea, ați pune un like, ați lăsa un comentariu și v-ați abona la canalul meu de YouTube. Pe curând!